că pe 30 Elodie avea o întâlnire. Ni le treci la tablă? Da, da. Eu aș vrea primul dubiu, aș vrea să trec cazul buletinului, da? Ca să nu introducem neapărat numele domnului Alboni, dar cazul buletinului Elodie este unul elocvent pentru felul în care s-a făcut acest dosar. Buletinul Elodiei să fie la... Vă dați seama, Elodia, să admitem că a fost ucisă noaptea de 29-30. Trebuie să ucizi o persoană și cu buletinul ei în avizierul poștei de la parterul blocului, ca să zic așa, că e un cartier micuț, cartierul Tractorul, să fie buletinul acolo. Eu parcă mă și văd în studio pe timpuri cu Lazarus, cu Padiu, cu Spânul, cu toată lumea, ne dădeam cu domne, unde o fie Elodia? Și noi la ora aia, vă dați seama, buletinul femeii dispărute era într-un geam la un oficiu poștal din Brașov. Mi se pare o coincidență foarte mare. Deci cazul buletinului Elodiei merită investigat pe larg, măcar de presă, dacă nu de organele de anchetă. Fiindcă presa de aia și poporul are încredere mai mare în presă decât în autoritate. Bun, ați spus aici la cazul buletinului, a spus că Belodia i-ar fi spus acestui domn avocat că acolo unde plec eu nu mai am nevoie de buletin. Și două variante. Și s-a întors pe 27. Stai să vă, nu știm dacă vorbește de plecarea în Dubai. Admitem că ar fi vorba de plecarea în Dubai. Și mă gândesc că dacă s-ar fi dus în Dubai să rămână forever în Dubai, bun, putea să zică, domnule, nu mai am nevoie de buletin. Pentru că ea tot vorbea cu Ilie Cristian, merg cu tine până la capătul lumii. Hai să mergem în Sudan la prietenul nostru Zabara și așa mai departe. Deci a putea să se ducă, sau poate s-a dus în Suedia, știu eu ce, sau poate s-a dus într-un program de protecția martorilor, cum se spune. Chiar și declarația asta, Elodie, că nu are nevoie de buletin unde se duce, mi se pare puțin ciudat, o femeie responsabilă, o avocată. Dom'le, e bine să ai buletinul cu tine, nu știu niciodată ce. Poate pașaportul ăla ți-l găsesc că nu e valabil, că e expirat. Sunt multe țări în care nu te mai lasă să intri dacă mai mai puțin de 6 luni în perioada de expirare. Nu mi explic de ce ea n-a cerut buletinul, dar vă dați seama ce se întâmplă dacă discuția dintre Elodie și acest avocat a avut loc după data de 29, fiindcă era tot luna august. Aici mai vreau să inserez ceva. Faptul că acești anchetatori, nu vreau să-i calific, repet că nu-i frumos, e telespectatori, e dreptul lor să facă, acești anchetatori nu au fost interesați să vadă pe listingul telefonului Elodiei dacă numărul avocatului se regăsește, da? Avocatul spune că i-a dat SMS, a fost sunat, a avut și apel pierdut. Ori vorbim de listingul pe luna august, da? Ori listingul pe luna august se ia telefonul, după mintea mea de țăran din Caracal, se ia numărul de telefon al avocatului, parcurgi listingul cu puțină răbdare timp de 5 minute și ai văzut și ai pus o filă în dosar care este importantă și știi că ți-ai luat salariul cu merit în acea lună de la poporul tău. Dar v-am dat, repet, sunt doar câteva exemple. Nu pot să vă spun într-o singură oră cât de multe dubii există în acest dosar și pot să vă arăt și dubiile inverse. Dacă îmi dați voie, voi merge și pe teoria în care Cioacă este criminal, pe teoria procuraturii și am să vă explic ce scădere există acolo, ce verigi lipsesc, ce frânturi de logică extraordinare apar acolo. Deci cazul buletinului Elodiei. Apoi avem întâlnirea din data de 30 august a Elodiei. 30 august la biroul Elodiei. Da? Ca să fiu pe scurt. Cu acei clienți, da? Bun, aici despre ce e vorba, ca să înțeleagă telespectatorii. Femeia avea o agendă, în agenda apare că pe 30 august dimineața undeva la 9 se întâlnește cu o familie a unui deținut din penitenciarul Codlea. Codlea undeva lângă Brașov. După cum știți, deținuții apelează și ei la tot felul de avocați, încearcă familiile să iasă de acolo. Ăsta este scopul fiecărui deținut. Și atunci era un lucru foarte important, familia de regulă contactează un avocat, uneori dă și bani în avans, alteori se duc să discute, în fine, ideea e că familia venea la biroul Elodiei și împreună plecau la penitenciarul din Codlea. După cum știți, la pușcăriile astea există vizite dinainte programate, adică spui cu o zi, două înainte, că vii la vorbitor, la grefă, mă rog, cum se spune. Deci, de ce vă introduc în discuție toate aceste elemente? Fiindcă secretara Elodiei spune așa, exista întâlnirea în agendă. Dar procurorul aici are o jumătate de curiozitate, aici nu mai pot să acuz de-a binelea procurorul care o investighează pe secretara Elodiei și o întreabă, dar tu de ce nu ai sunat-o pe Elodia? Fiindcă nu există pe listingul secretarei vreun telefon către Elodia. Și asta este o jumătate de suspiciune. Cum o secretară își mai sună patroana să zică, dragă, de ce nu vii? Sau doamna președintă, doamna șefă, de ce n-ai venit la servici? Că la 9 trebuia să vină. Și secretara zice, nu, era o cutumă între noi să nu o deranjez pe doamna Elodia. Uneori întârzia și 2-3 ore. Și atunci eu nu sunam. Bine, până aici e în regulă. Dar ce facem? Că procurorul întreabă, dar pe familia pușcăriașului ai sunat-o să-i spui să nu mai vină, văzând că șefa ta întârzie? Și secretarea răspunde un mare adevăr pentru acest dosar și zice, nu, n-am sunat-o, fiindcă n-a mai venit familia. Ori aici
Eu, ca procuror, l-aș fi eliberat, să zic așa, pe Cioacă. Fiindcă, deci există posibilitatea fiindcă ca... eu nu cred. Eu nu cred că o deci această familie trebuia să fi discutat cu Elodia ca să nu mai vină. Ca să discute cu Elodia, trebuia să zic... Deci asta înseamnă că Elodia probabil luase legătură cu familia respectivă, să înțeleseseră că nu mai mergem în ziua. Fie a luat, fie acea familie poate să aibă legătură cu dispariția ei. Fie Elodia, repet, în dimineața de 30 august, să fi sunat familia, băi, nu mai veniți, că nici eu nu mai vin, nu mai avem de ce să ne întâlnim. Este, o puteți spune că Elodia ar fi vorbit cu familia să nu mai vină cu o zi sau două înainte. Este exclus. Este exclus, fiindcă dacă Elodia făcea așa ceva, ar fi sunat pe secretară să-i spună, vezi că nu mai avem la ora 9 dimineața pe 30 acea întâlnire. De asemenea, în perimetrul ăsta de telefoanele Elodiei nu se regăsește cu o zi înainte vreo convorbire cu altcineva decât v-am spus. Da, adică este cu Dan posibil, Zabară, e posibil, Dan, scuze-mă că te întrerup, ca această familie, acest client să fie acei turci cu aur mult sau niște interloc care aveau interes, pentru că Ilie Cristian îi scrie lui Ursu, polițistului, că vorbind în câteva rânduri cu Elodia despre niște clienți de-a ei plasați, se pare, în lumea interlopă, din câte îmi amintesc, de niște cetățeni turci de o mare cantitate de aur confiscată și apoi returnată, îmi amintesc foarte bine, spunându-mi că avea de gând să se retragă din cauza riscurilor posibile. Exact. Da? Deci asta, era teamă de cel puțin unul dintre clienți. Dar eu vreau să vă spun ceva aici, ce mă intrigă pe mine. Că nu s-a făcut o minimă cercetare. Mie, mai mult de o zi mie nu mi-ar fi luat. În ce sens? Mă duceam la penitenciar, eu, organ de anchetă, procuror, și întrebam, ce deținuți sunt aici? Care avea întâlnire cu familia asta? Și erau 7 deținuți care avea. Mergeam la toți cei 7 și vedeam care o avea avocată pe Elodia, contactată sau angajată, da? Ce era așa de greu? Apoi mergeam la familia deținutului și îi întrebam, dragii mei, draga mea, dragul meu, de ce nu aveai o întâlnire văzut, ieri exact la 9? Ați văzut filmele cu Colombo, ce simple sunt? Aveai întâlnire ieri la 9, ce ai făcut? De ce nu te mai duci? Păi am avut o pană de cauciuc, nu știu. Și se lămura, lămura acest aspect. Misterul acestei familii nu apare. Deci aici apar dubii extraordinare, dubii extraordinare de multe, repet, care pot infirma o anume teorie sau pot confirma o altă teorie. Acum mergem la al treilea dubiu legat de cetățenii turci, da? Nu-i cunoaștem, asta este interesant, nu-i cunoaștem, dar în acest mail pe care domnul Levant vi l-a citit, domnul Ilie Cristian primește această informație legată de posibila temerea Elodiei în ceea ce privește pe acești cetățeni turci, niște oameni care manipulau cantități mari de aur, niște probleme cu autoritățile, Elodia îi apăra ca orice avocat și cetățenii aceștia deveniseră violenți. Eu n-am nimic să inculp pe această temă, decât să ni se spună și nouă în dosar cine sunt cetățenii turci, să dea o declarație, că presupun că nu era, repet, nici asta complicat. Să vedem ce cetățeni turci au avut dosare la Brașov, în care Elodia apărea ca avocat, și să dea și o declarație. Noi nu suntem violenți, noi n-am avut niciodată aur de recuperat sau de dat, și se, iarăși eram noi liniștiți, opinia publică. Pentru că a fost cazul de la Constanța, tot așa zisa Elodie de Constanța, una dispărută, față față, și tot se zicea că niște turci au răpit-o și ei au fost audiați. Evident. Și s-a eliminat această posibilitate. Apoi, apropo de dispariții, n-aș vrea să uitați niciodată, fiindcă am văzut alte emisiuni care au continuat serialul Elodia, dar uită lucrurile astea importante și e bine acum să le scriem, să rămână aici promemoria, este cazul Mădălinei Motruna, fata care deci locuia... A dispărut în 30 august. Brașovul e un oraș mare și foarte frumos, are mai multe cartiere. Dar cum vă explicați dumneavoastră că din același cartier dispar două persoane în aceeași noapte, așa scriu autoritățile, 29/30, deci în noaptea de 29/30 august 2007 dispare Mădălina. Mădălina nu era oricine, Mădălina era fiica șefului ISU din Brașov. Deci, practic, fel de, două persoane cu greutate. Să vă spun eu, un fel de Raed Arafat al și Brașovului. Și mai e ceva comun pentru ele. Amândouă mergeau cu taxi. Bravo. Cu taxi. Ei, la Mădălina avem, aici sunt eu necăjit un pic pe domnii procurori și pe judecători. Că aici era foarte ușor de investigat această pistă. În sensul că se găsește criminalul, așa spun ei. Deci, e găsit criminalul. Care e criminal în serie. Mult timp după aia, e a găsit mai criminalul. Criminalul. Care criminal, în afară de Mădălina, recunoaște că a ucis-o, spune că a mai ucis o fată din Râșnov. S-au găsit cadavrele, am atenție, două cadavrele. Râșnov, da? De unde este Elodia? Sigur, prea multe coincidențe, da? Deci el recunoaște că a omorât o fetiță foarte frumoasă, 17 ani, parcă avea Dumnezeu să o ierte,
la Brașov și pe o fată în Rejun. Ce face el cu cadavrul? Cu cele două cadavre? Le duce undeva la Bacău, într-o casă pe care o închiriază. Vă dați seama, a mers ăsta cu cele două cadavre până în Bacău și presa, mă rog, cu poliția, a descoperit această crimă îngrozitoare. Și mai e ceva comun. El le jefuia pe aceste fete, da? Da, adică domnule, era obsedat deci, dacă aveau bijuterii, dacă aveau... Da. Iar Elodia se expunea foarte, foarte mult cu bijuteriile, cu telefonul, cu tot ce avea mai nou. Taxi ăsta, cuvântul taxi, sintagma taxi, nu se regăsește deloc în dosar. Și să vă spun de ce mi se pare important. Admitem că varianta domnului Cioacă, că Elodia a plecat vie din casă. Elodia, după cum știți, nu avea permis, mașina era la Cristian Cioacă, deci Elodia mergea numai cu taxiul. Dom'le, să faci tu un dosar întreg, care înțeleg că a costat sute de mii de euro, milioane de euro, ani de zile, și să nu investighezi tu cei 20 de taximetriști care, știți bine, fiecare are o stație a lui de ani de zile acolo în zona cartierului Elodiei, să-i întreb, mă, ai văzut-o cumva pe în filme ni se arată cum merge detectivul cu poza și întreabă, să dea cu toți taximetriștii câte o declarație. Poate unul spunea ceva. De ce? Fiindcă, vedeți, acest criminal era și el taximetru, taximetrist. Nu numai că era taximetrist, avea stația în cartierul Elodiei. Eu nu spun că ăsta a omorât-o pe Elodia. Eu spun că imediat cum criminalul a fost găsit, după ce criminalul a arătat casele, el a ținut cadavrele într-o locație intermediară, înainte de a le transporta în Bacău, într-o casă din Brașov. A ținut el două cadavre, învelite într-o folie și așa mai departe. Mă credeți că anchetatorii din cazul Elodia nu s-au deranjat să meargă în casa respectivă și să caute și acolo sângele Elodiei? Foarte bine că l-au căutat în casa lui Cioacă. Foarte bine. Dar trebuia să-l caute și în casa asta. Era o variantă. O altă variantă. Dacă Cioacă, admit, ca să dau... să facă o plăcere și procurorul, dacă Cioacă a lucrat cu acest criminal în complicitate. Dacă i-a spus lui, omoară-mi tu nevasta. Dau un exemplu, am avut la Brașov, știți bine, recent, ulterior, cazul Elodia, un caz cu un avocat important, fost procuror, care a comandat asasinatul, cu multă lume implicată, lume bună. Deci, foarte multe coincidențe. Mai mult decât atât, acest criminal este arestat astăzi, cum ar veni, și moare în pușcărie. Deci, în închisoare este omorât imediat. Deci el nu mai apucă să povestească... Practic, a dus toate secretele cu el în nu mai apucă să povestească nimic și se închide, vedeți, această variantă, din păcate, fiindcă ea n-a fost analizată la vremea respectivă. Mergem acum la alte dubii, de data asta mai cunoscute. Tot spun de un an de zile, telefonul dat în Suedia, de... Filmează cineva, poate să vadă aici... De Elodia, în Suedia, în noaptea de 29. Aici e o problemă și mai, și mai complicată, în sensul că n-am niciun fel de explicație pentru care, având numărul de telefon din Suedia, cred că l-are și domnul Levan, nu? Da, sigur, deci, e aici, oricine seama, poate să spune, oameni buni, în ce țară sunat, trăim, am înțeles. De ce vreau eu să se schimbe totul, dar totul în țara asta? Fiindcă avem un număr de telefon într-un dosar în care un tip e băgat la pușcărie. Dacă am fi avut pedeapsa cu moartea, eu aș fi pledat ca un criminal dovedit să fie omorât pe scaunul electric sau prin alte metode. Dovedit. Eu sunt pentru pedeapsa cu moartea, mai ales în cazul pedofilor, mă rog, violatorilor și a criminalilor.